În perioada 8-14 martie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au desfășurat la nivelul județului o acțiune pentru verificarea folosirii centurii de siguranță, precum și pentru combaterea folosirii telefonelor mobile fără dispozitive sau accesorii tip mâini libere. Mai multe amănunte primim de la Bianca Ghiveci, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. În perioada 8-14 martie, la nivelul județului, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au desfășurat o acțiune pentru verificarea folosirii centurii de siguranță, precum și pentru combaterea folosirii telefonelor mobile fără dispozitive sau accesorii de tip mâini libere. Au fost controlate peste 2200 de autovehicule și au fost aplicate 1111 sancțiuni contravenționale, dintre care 476 pentru nefolosirea centurii de siguranță și 22 pentru folosirea telefonelor mobile la volan fără dispozitive sau accesorii de tip mâini libere. Este felul următor. Toată săptămâna, și la nivel internațional, și la nivel național, se demonează o acțiune exact pe combaterea acestei gen de abatere. Este siguranța dumneavoastră în joc, viața dumneavoastră, în primul rând, ca atare o să fiți. Nu e niciun fel de problemă. Așteptați, vă rog, aici. Trebuie să așteptăm opriri este neutilizarea centurii de siguranță. Sunt într-o plină campanie națională și internațională exact pe această temă. Utilizarea centurii de siguranță. Obligatoriu 100%. Și un exemplu bun dat și copilului care, mă rog, corespunde ca și vârstă și conformație utilizării scaunului pasagerului, dar centura de siguranță tot timpul. Da? Vă rog să așteptați aici, o să fie sancționat. Vine un coleg imediat să vă mâneze amendă. Comisar Șermen, de la Serviciul Rutier Călăraș, vă cunete dumneavoastră în vostru de prezentație. Dumneavoastră este neutilizarea centurii de siguranță. Nici dumneavoastră, nici pasagerul nu purtați centura. Este obligatoriu? Este obligatoriu, vă spun. Și pentru pasager și pentru dumneavoastră. În condițiile în care toată această săptămână suntem în derularea unei campanii exact pe această problematică. Utilizarea centurii și de pasageri și de conducători auto. Corect? O să fi sancționat contravențional pentru faptul că nu ați utilizat această centură. Pasagerul are cumva un document? Buletin ceva, orice? Două secunde, o să fie și eu la dumneavoastră imediat. Poftiți! Sancțiune 245 lei, 15 zile. Până ați putat în ziua asta. Avem rugămintea să vă spun ce vreau să vă spun. Motivul opririi, centura de siguranță. Am constatat că o purtați, dar din păcate, discuția tehnică a acestui autobuz a expirat acum 2 luni și ceva, pe data de 6-12-2020. Cantă!
avem. Asigurare. Da, da. Ia-mă cu ele. Da, este. Da. O zi frumoasă să aveți. Mulțumim, să rămâi. Care vedeți? Aici? Două secunde. Călin, serviciul rutier Călăraș, documentul noastră. Să căută pe de la mașină, că e prima oră de mașină. De-aia n-ați găsit nici centura, nu? Să vă montați. De ce ați mai pus-o? Am pus-o, dar ce-am făcut? Certificat, asigurare, robinetă. Ce transportați? De ce? De unde le aveți? De la cabinetele medicale. De ce o vehiculați? Pentru neportul centurii de siguranță cu documente la gen și gradul serviciului rutier. Buletin, permis, certificat de matriculare. M-am și tăiat și n-am... Dar obligațiile conducătorului auto, înainte de a se pune mișcare, precizat... Aveți pentru dreptate, pentru dreptate. Asigurare? Da, permisul de conducere și cartea de identitate. Cum? Permisul de conducere și cartea de identitate, mă rog. Da, nu mai place. Sancționat contravențional cu 2 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare la permis. Poftiți? Domnul Ion, pentru centură ați primit o sancțiune de 290 de lei. De 145-15 zile, că n-ați avut documentele la dumneavoastră, ați primit un avertisment că nu aveți aplicate semnele distinctive pentru începători. Tot o sancțiune de 290 de lei, 145 în 15 zile. Totalul este 290 de lei în 15 zile și 2 puncte de penalizare la permis. Obiecțiuni dacă aveți dumneavoastră. Obiecțiuni dacă aveți dumneavoastră. Aveți? Ok. Dar să vă rog să-mi dați și mie 290 de lei.